زبان من شرف am. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită, vizualizările de asemenea, like-urile, comentariile, distribuirile, absolut totul este gratuit. Și când am spus că iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, oricum, eu v-am mai zis și în alte videoclipuri, însă azi de dimineață, eu acum când filmez acest videoclip este vineri, voi ca de obicei îl veți vedea sâmbătă seară. Azi de dimineață, una dintre voi, exact cum am promis, nu-ți voi da numele, mi-a trimis un link către un live de pe YouTube ce a avut loc undeva aseară cu o anumită persoană. Live făcut de o anumită persoană. Acea anumită persoană care deja este consacrată pentru faptul că se leagă de absolut toată lumea ce apare pe YouTube sau la televizor sau așa mai departe. Se pare că, fiind acum și în preajma sărbătorilor pascale și de ce să fim liniștiți când putem fi arțăgoși, se pare că această doamnă a revenit din nou și din nou lovește în cei ce vorbesc despre parfumuri. Mai cu seamă lovește în cei ce vorbesc despre parfumeria arăbească sau Middle Eastern, cum îmi place mie să-i spun. Eu sunt mare consumatoare de parfumuri Middle Eastern, sunt mare consumatoare de tot ceea ce înseamnă conținut, da, despre acest subiect, tot ceea ce înseamnă YouTube-ul autohton, tot ceea ce înseamnă YouTube-ul extern, da? Eu sunt acolo pe metereze noaptea, când doarme juniorul, ziua, cum prind un pic de timp. De multe ori dau și play la telefon și îmi fac treburile prin casă, da? Dar urechea mea și capul meu e acolo. În fine, cert este că această distinsă doamnă susține că sunt mult prea multe persoane ce se văd așa importanți și se cred oarecum persoane autorizate să vorbească despre parfumeria Middle Eastern, care, după cum spune această doamnă, este o parfumerie din zona obscură. Pentru că, ce să vedeți, parfumeria Middle Eastern e așa o treabă care, dacă folosești un parfum arabesc, poți să ai iritații, poți să ai și așa mai departe, da? Anumite neplăceri medicale, din zona medicală. Însă, am cunoștințe care au anumite probleme cu anumite parfumuri de la Xerjoff, de exemplu, da? În afară de asta, distinsa doamnă, și voi lua celălalt telefon, spune că parfumeria din zona Middle Eastern trebuie și ea să respecte anumite norme, trebuie să fie acolo în cărți, cum zic eu, cu toate cele, da? Și, de exemplu, noi astăzi, normal, vom vorbi despre acest Khair Fusion, da? Ultima lansare a casei Paris Corner. Bun. Această casă Paris Corner este acea casă Middle Eastern, da? Logic. Și distinsa doamnă își face griji pentru publicul larg, da? Care consumă parfumuri Middle Eastern, se îngrijorează pentru sănătatea lor. Eu ca această, cum a zis, Doamne, că toți se dau a toți știutori, experți, ceva de genul. Eu am mai spus-o și vă mai spun, nu am școală, între ghilimele, la capitolul parfumerie, nu am studii atestate, da? Sunt pur și simplu Am ajuns de fapt de la amatoare la iubitoare la obsedată, da? Bun. Și revenind. Deci noi vorbim despre Khair Fusion, un parfum Middle Eastern. Distinsa doamnă spune că parfumeria Middle Eastern nu respectă normele în vigoare. Eu am intrat frumușel pe Fragrantica, da? Și am găsit Paris Corner. Paris Corner este listat, după cum prea bine vedeți, pe Fragrantica. Acum nu știu, întreb și eu, dacă Paris Corner și mă leg de Paris Corner, din simplu fapt că vorbim despre acest parfum, da? Însă, la o mică căutare, la un mic search pe Fragrantica, veți găsi și Al Haramain, veți găsi și Afnan, veți găsi și Latafa, veți găsi și Ahmed Al Maghribi, veți găsi toate casele Middle Eastern. Excepție făcând casa Maison Alhambra din pricina acelui scandal legat de ambalaj, da? Însă, parfumeria Middle Eastern nu înseamnă parfumerie obscură. Parfumeria Middle Eastern nu înseamnă parfumuri de săraci. Parfumeria Middle Eastern nu înseamnă clone și atât. Da? Și după acest speech de 6 minute și 40 de secunde, dar nu puteam, de ce? M-a mai făcut pe mine cineva odată această fetiță războinică, dar lăsând gluma și Caterinca deoparte, și am mai spus o treabă, stați așa, da? Am mai spus o treabă că îi se pare o tâmpenie faptul că toți neaveniții, toți parveniții, mai pe românește, vin pe YouTube și promovează macerarea unui parfum în cămară. Aici din nou m-am autosesizat. De ce? Pentru că și eu cred în acest proces, da? Numit macerare. Nu mă interesează nici studiile respectivei doamne, pentru că din ceea ce știu eu, nici dânsa nu are studii atestate în domeniul parfumeriei, însă parfumeria Middle Eastern este oarecum altfel față de parfumeria mainstream, în speță cea de designer, parfumeria luxury și parfumeria de nișă. Da? Parfumeria Middle Eastern înseamnă parfumuri ce suferă anumite procese chimice, da? În decurs de 2 săptămâni sau 2 luni, depinde de la caz la caz. Da? Și nu... Eu personal nu am cămară și da, eu personal susțin și cred în acest proces, da? Susțin acest proces și cred cu tărie în el pentru că l-am experimentat și l-am trăit. Și știu că mulți dintre dumneavoastră au trăit așa ceva, au experimentat faza cu macerarea, da? Și știu asta pentru că de-a lungul timpului mi-ați lăsat în secțiunea comentarii, mi-ați scris și pe grupul meu de Facebook FragFamily, mi-ați scris și pe Instagram în privat, mi-ați scris peste tot, da? Pe toate platformele de social media. Bun. Revenind la oile noastre după 9 minute, parfumul zilei mele de astăzi, ce să vedeți, este unul Middle Eastern. Vine de la casa Fragrance World, colecția Coffee Collection și vorbim aici despre Caramel Macchiato. V-am mai vorbit de el și da. S-a dus un deget din el, din simplu motiv că soțul meu îl mai fură din când în când și îl aplică peste parfumul ce și l-a aplicat deja, da? Deci face layering cu el, iar mami de fiecare dată când vine... Întinde mâna către el și mereu îi spun: îl vrei? Vrei să ți-l comand? Nu, mă mai dau și eu puțin, da? Și așadar, de aceea avem acest dent. Caramel Macchiato, v-am mai vorbit despre el în momentul, de fapt v-am spus doar primele impresii. Caramel Macchiato este acel caramel macchiato cu ceva curmale, cu nu știu, cel puțin la atomizor, da? Treaba asta, curmalele, se simt o idee mai pronunțată decât caramelul din el. Însă, una peste alta, are ceva apucături de Hamra Kawa în deschidere, însă, pe măsură ce se dezvoltă, o ia pe cu totul un alt drum. Însă, din nou, dacă sunteți iubitori sau... Da, dacă sunteți iubitori, că este până la urma urmei un parfum unisex, adică dacă sunteți domni și iubiți Hamra Kawa, s-ar putea să adorați Caramel Macchiato. Da? Nu este nici genul acela de parfum cu aromă de cafea din zona dulce, lipicioasă, cum este Eternal Coffee, de exemplu, cu toate că acolo nu este acea cafea. Am mai vorbit despre acel parfum. Nu este nici în zona French Coffee, este oarecum mai bine echilibrat, da? Nu este dulcele acela copleșitor, nu este nimic prea mult. Și se dă acest subiect, și anume Khair Fusion de la Paris Corner, da? Știu că multe dintre dumneavoastră l-aveți deja, cel puțin pe grupul meu de Facebook, FragFamily, aseară, pur și simplu când intram, vedeam decât Khair Fusion, Khair Fusion, Khair Fusion și toată lumea îl lăuda. Da? Și eu stăteam cu el în casă, zic, nu-l deschid, Ana rezistă, Ana poți, Ana poți, ca să împărtășesc alături de dumneavoastră primele mele impresii în legătură cu acest parfum. Și să nu mai stăm la discuții, pentru că nu vreți să știți cât am așteptat eu acest parfum, pentru că, da, avem aici și varianta originală din care se inspiră, da, sub formă de 10 ml, și anume Kayali Eden Sparkling Litchi 39. Dar acum vom vorbi strict despre Khair Fusion, vor fi strict primele mele impresii. După aceea va merge și el în cămară la macerat și după ce se va macera, voi abuza ceva de el ca să pot veni cu o paralelă concretă în fața dumneavoastră în legătură cu aceste două parfumuri. Pentru că, în opinia mea, așa e cel mai corect să procedez. Bun. Vai de mine, da, am început bine cu vai de mine. Aceeași sticluță, precum frățiorii și suriorii săi, Khair Pistachio și Khair Simplu, dacă nu mă înșel, oricum o să vă inserez pozele pe aici. În momentul de față, da, categoric, am și eu întreaga gamă. Este coralul acela... Foarte asemănător, dacă stau eu bine acum să-mi amintesc, da, cu originalul. Are aceeași nuanță. Fix aceeași nuanță de coral, doar că în această variantă de 10 ml este sticluța aceea lucioasă, ca să mă exprim așa, pe când în Khair Fusion avem acea sticlă brumată pe care o știți deja de la Khair Pistachio și Khair normal. Da, nu mai stau să caut acum. Ok, să citim notele. În vârf avem lici, coacăze negre, măr roșu, lămâie italiană. În mijloc avem violetă, trandafir, iasomie, sambac. Iar în bază zahăr, absolut de vanilie, mosc, chihlimbar, lemn de santal și cedru. Și chiar dacă eu am aplicat dimineață Caramel Macchiato, am avut grijă să nu fac overspray, cu el, ca să putem aplica Khair Fusion direct pe piele, să vedem ce ne spune. Hai să-l dăm aici. Da, același atomizor. Bun, bun. De la prima impresie, de la prima pulverizare. Este acea deschidere, este acea șampanie de fructe non-alcoolică, da? Pur și simplu este acea deschidere efervescentă, pur și simplu este acea deschidere acidulată, da? După această deschidere, care se estompează treptat, da? Cel puțin acum, pentru o primă impresie, vedem cum va fi și după ce se va așeza. Îmi lasă senzația de jeleuri de lici, dacă are sens, da? Este pur și simplu, e ceva din izul acela specific Haribo, da? Știți deja celebrele jeleuri Haribo, însă este acel iz de jeleu, dar izul acela de jeleu pur și simplu se ține de mânuță cu nota de lici, da? De aceea spun că e ceva ce mă duce cu gândul, ca și cum am în fața ochilor un bol mare cu jeleuri cu lici. Da, începe să-mi lase o senzație de apă în gură toată treaba asta, da? Dar când spun că îmi lasă o senzație de apă în gură, nu mergeți către gurmandul clasic, da? Nu vă gândiți, exact cum v-am spus, aveți o cupă de șampanie, da? Și automat, ați văzut, știe toată lumea, acidul acela treptat, treptat se evaporă, se duce, da? S-a dus acidul din acea șampanie de fructe non-alcoolică și resimțiți acum mai in your face bolul acela, izul acela de jeleuri de lici. Genul acela de parfum girly, jucăuș, vesel. Nu cred că ar fi supărător nici pe vreme caldă. Din contră, dacă stau acum, că pur și simplu încerc să vorbesc strict despre acest parfum, însă îmi vin tot felul de paralele în minte. Și dacă ar fi să compar acest Kayali, acest Khair Fusion cu Khair Pistachio, aș putea spune că mai degrabă acest Khair Fusion va fi mult mai ușor de dus pe caniculă, da? Față de Khair Pistachio. Și al meu Khair Pistachio are 3 luni, dacă nu mă înșel, da? S-a mega macerat în debara și este foarte pufos și dulce, da? În comparație cu acest Khair Fusion. Este o parte florală aici. Nu pot spune că este acel trandafir in your face, nu. Mai degrabă aș merge pe un iz de violete, însă e acel iz pe care eu una personal l-aș duce în zona violetelor confiate, da? Nu știu de ce. Trandafirul de aici este mai degrabă unul moscat. Este genul acela de adiere de trandafir, da? Deci nu este ceva proeminent. Este ca și cum ai un norișor pufos, da? Acela fiind moscul, un norișor pufos fiind dulceag cu un 5% atingere de trandafir, da? Cam așa aș descifra eu la prima impresie trandafirul din Khair Fusion. Însă intervine, își face apariția și ceva zahăr aici, dar nu mă duce bine. Ei oricum listează doar zahăr, dar nu specifică zahăr brun. Pe mine nu mă duce nici în zona de zahăr simplu, da? Zahăr alb, zahăr tos, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Ci mai degrabă, eu aș spune că aici simt acel zahăr ambrat, da? Dacă are sens ceea ce spun, nu este pur și simplu zahăr alb și atât. Cel puțin asta resimt eu, da? Este zahăr ambrat, este o combinație acolo, e ceva fain. Ce îmi place? Faptul că aroma de lici o resim și în momentul de față, da? Deci aroma de lici mă însoțește în această călătorie olfactivă chiar și în momentul de față, da? E drept, nu mai este liciul acela proeminent ca în deschidere, a rămas undeva în fundal, însă nu este foarte departe, ca să spun așa, și... Da, nu este foarte departe, tot încearcă să răzbată de acolo, însă acum acele jeleuri de lici, cum să vă zic eu, că eu am niște imagini, da? Deci parfumul ăsta îmi dă mie niște imagini și nu știu cum să le zugrăvesc, da? Dacă inițial am avut acel bol de jeleuri cu lici și atât, da? Adică strict partea aceea gelatinoasă, ca să mă exprim așa, în momentul de față, acele jeleuri au prins acea poșghiță de zahăr ambrat, da? De jeleul acela inițial cu aromă de lici de la început s-a învăluit în acel zahăr ambrat. Pentru că, da, o să tot spun zahăr ambrat, deoarece eu așa resimt. Are și o parte fin de tot cremoasă, dar din nou nu este ceva copleșitor, nu este ceva ce m-ar duce, de exemplu, cu gândul către zona unui unt de corp, da? Categoric nu. Nu este cremosul acela foarte dens, nu este cremosul acela foarte proeminent. Nu este zona adică nu pot vizualiza un unt de corp cu aromă de lici, de exemplu. Nu. Dar da. Da. Categoric 100 din 10 pentru mine și nu știu de ce, cel puțin acum dry down-ul final. Eu cred că, bine, el este acum, stați un pic să mă adun, da? El este superb ca parfum de sine stătător. Cu siguranță, în momentul în care va reveni în stoc, voi achiziționa încă o sticlă. Dar dry down-ul final, partea aceea ce o resimt eu în momentul de față, s-ar îmbina foarte, foarte bine cu Khair Pistachio. Nu știu de ce, da? Are oarecum o parte pufoasă, exact cum are Khair Pistachio. Dar categoric, aceste două parfumuri sunt diferite, da? Nu au nicio legătură în zona olfactivă. Doar dry down-ul, la modul de construcție, dacă vreți, da? La modul cum este alcătuit. Are același dry down în genul acela foarte, foarte pufos, jucăuș, vesel, girly. Și când spun girly, asta nu înseamnă că o doamnă de 40 sau 45 de ani nu va putea purta acest parfum. Nu, categoric. În opinia mea, Khair Fusion este acel parfum foarte, foarte versatil, fără început și sfârșit de vârstă, da? Nu găsesc o limită de vârstă pentru acest parfum. Dar da, da. Foarte, foarte fain, da? Exact ce spuneam în ultimul videoclip, când spune cineva că un parfum miroase foarte fain. Fac din nou treaba asta. Bun, un clip foarte, foarte scurt. Asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii dacă ați reușit să puneți mâna pe acest Khair Fusion. Și din nou mă umflă râsul, că din nou am în fața ochilor acea imagine, știți, glumele acelea, gagurile acelea cu lumea ce se omoară, pur și simplu se calcă în picioare pentru tigăi. E, în momentul în care am comandat acest Khair Fusion, pur și simplu așa m-am simțit, deci m-am simțit acolo. M-am simțit acolo pentru că datorită numărului extrem de mare de comenzi, da, pentru că toată lumea a primit notificare în legătură cu acest parfum, faptul că a revenit în stoc, la un moment dat site-ul a picat, da, din cauza comenzilor și toată lumea arunca câte un Khair Fusion în coș. Iar în momentul în care am văzut că pică site-ul și eu nu am apucat, pentru că am anunțat pe Insta, pe YouTube, pe FragFamily, cam peste tot, da? Și eu din start am pierdut startul, da? Și în momentul în care am văzut că s-a blocat site-ul, Doamne, deci nu vreți să știți ce trăire am avut, da? Eram pe sistem, pur și simplu tremuram, da? Deci eram direct în sevraj, pentru că, da, eu așa mă manifest când e vorba de aceste parfumuri middle eastern care, ce să vezi, nu sunt nici măcar pe Fragrantica și surpriză ele sunt, dar nu mai contează. Bun, da, da, categoric mai merită să mai pun mâna pe o sticlă în momentul în care va reintra în stoc. Undeva la 3 săptămâni, din câte am înțeles eu, da? Adică, cred că a văzut toată lumea, știți foarte bine ce inundații și ce jale și ce furia naturii a fost în Dubai și da, din păcate treaba asta ne afectează și pe noi, iubitorii de parfumuri. Bun, deci din nou, dacă ați reușit să răzbiți în lupta pentru tigăi și ați pus mâna pe Khair Fusion, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii, dacă nu, la fel. Lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care vizionați acest videoclip. Și ca de obicei, bine, nici nu știu. Oricum o să vă las link și către acest parfum pentru, eventual, nu știu, dacă nu ați pus mâna pe el sau dacă sunteți ca mine și mai vreți o sticlă, să vă înregistrați pe acele liste de precomandă, da? Pentru minunea asta. De asemenea, veți avea link și către grupul meu de Facebook FragFamily și contul meu de Insta și contul meu de TikTok. Bun, atât pentru astăzi și hai ca să continuăm și treaba asta. Lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în legătură cu acest proces de macerare, dacă l-ați experimentat sau nu. Ca să fiu mai explicită, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă un parfum din zona Middle Eastern, și da, îl dau din nou exemplu pe el, bine, hai să-l dau pe el, exemplu tot aia e, a fost la fel de la spray-ul inițial, da? L-ați perceput la fel cum l-ați perceput peste, nu știu, după 2-3 săptămâni, da? Și asta nu înseamnă, nu mergeți către partea aceea, bă, nu mi-a plăcut din prima, nu-mi place nici după o lună. Asta e cu totul altceva, da? Eu mă refer strict la ceea ce culegeți, strict la notele sau ce arome vă vin dumneavoastră la nas la primul spray și după 2-3 săptămâni, dacă vi se pare că a rămas la fel sau s-a schimbat. Vă mulțumesc din suflet! Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate, parfumate și să ne auzim cu bine. V-am pupat!